Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi am pregătit o rețetă de blat umed. Mai sus aveți atașată și lista de ingrediente de care aveți nevoie. Pentru început adăugăm zahărul și ouăle în bol. Și batem pentru 10 minute. Între timp cât se bată ouăle cu zahărul, pregătim o formă de 20 de centimetri, o ungem cu ulei și o tapetăm cu hârtie de copt. Adăugăm uleiul și batem pentru un minut. Adăugăm iaurtul. Și amestecăm cu untel până se incorporează tot iaurtul. Adăugăm și făina pe care am amestecat-o cu cacao și praful de copt. Cernem. Amestecăm. Eu am dat viteza mai tare la filmuleț, dar nu trebuie să amestecați atât de repede. Încercați să amestecați cu mișcări lente de jos în sus. În filmuleț se vede repede pentru că am dat eu filmarea mai rapid. Adăugăm făina treptat. La sfârșit amestecăm cu o paletă de silicon și incorporăm foarte bine făina. În cazul în care vi se pare că aluatul este prea subțire, puteți mai adăugați făină. Eu folosesc un iaurt de 20% grăsime, în cazul în care folosiți un iaurt de 10% grăsime, s-ar putea să fie mai subțire și necesită o lingură de făină în plus. Cam așa ar trebui să arate compoziția, se vede. Punem în formă. Și dăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 45 de minute. Când este gata, lăsăm 2 minute în formă. După scoatem blatul din formă și punem pe un grătar să se răcească. După ce se răcește blatul bine, îl acoperiți cu o folie și lăsați peste noapte. A doua zi îl desfaceți din folie și îl tăiați în 3 felii egale. Prima dată tăiați deasupra, un strat foarte subțire. Folosesc această rețetă la majoritatea torturilor pe care le fac pentru clienții mei. Este foarte bună rețeta aceasta de blat. Iasă un blat foarte umed. Dacă vă place blatul să fie însiropat când îl faceți pentru un tort, nu e nevoie să puneți foarte mult sirop. Dacă puneți 4-5 linguri e suficient. Pentru că el fiind umed, nu mai e nevoie să-l însiropați atât de mult cum însiropați blatul de pandișpan. Cel de pandișpan necesită mult sirop, dar acesta nu, acesta puteți să-l lăsați așa, nu trebuie neapărat să-l însiropați. Așa arată cele trei
felii pe care le-am tăiat. Sper din suflet să încercați această rețetă și să vă placă. La revedere!